un băiat, un sătean din... E și eu lec, mai bine să el a trecut Costa Dachi tot și-o coborât. De n-am ajuns, nu m-am gândit că să ajung să fac acest live din fața inspectoratului de poliție, ca acolo. Dar ce s-a mai întâmplat? De uitați-vă câte răspuns după răspuns primit. Chiar nici acel care m-a prinsit plicit pe mine de la acolo că sângerie, că eu am dus atât de pagube și suferință, piciorul, pălitură la picior, de la procuratură, tot ce am primit un răspuns că e... Stați să citesc. Nu există fapt contravenției. Chiar pentru faptul că el m-a blindit și atunci m-a zbrincit. M-am pălit de ce bordură. Eu care credeam că e chiar dosar penal și că ăsta trebuie trimis la procuratură, ei spun că nici contravenție nu există. Polițiștii ce poate nu știu legi, nu știu drepturi. Mai ales că ai prezentat și probă video și există și martori de la fața locului. Și probă video am prezentat, dar vă dați seama că Sulu Constantin este un tânăr care el nici nu are studiile respective. Dar cine e? E... Poftim? Polițistul care a executat asta, cine e Sulă Constantin? Polițistul care a examinat plângerea, e... dar nu m-am așteptat niciodată ca să fac un video din fața inspectoratului de poliție ca full care vă spun că e dezastru, că să poți dovedești niște greșeli, niște călcări. Dar Trebuie zici să că ai ai mult. vorbit cu comisarul, el tot așa incompetent Nici și neînțelegător. dumnealui ne-a spus, el a ieșit, mă găsit aici pe scaune și a zis, liniștiți-vă, eu într-adevăr eram în lacrimi și zic, el a să vină în sat, ce folos că ai să vii mă ta în sat, ia, da, eu un băiat cu carte, cu, da, mă rog, studii, mă respectă, să câte femei ai avut medalii pe care le-ai ignorat, le-ai apucat de mână și le-ai dat afară din, le-ai zgonit din birou. Deci încălcând dreptul meu, spațiul meu privat, primarul cum a procedat cu mine, da, e o instituție publică, dar nu are dreptul nimeni să aplice forța, să mă blintească, să mă izbească de birou. Și atunci pe acest răspuns, pe această faptă, la fel nu este nimic, adică el poate azi m-a apucat de mână, pe data 21 m-a apucat de haină și să mă zblintească de piscări și iarăși acolo e doar o amendă, articol 69 pentru injurie, dar pentru acțiunile huliganice, că el să mă Deci blintească de... violența încurajată de către Inspectoratul de Poliție Cahul, nu pedepsită. Încurajată la maxim, deci iată toate acestea, eu am să trimit mai Sandu, pentru că o să ajung oricum, direct la dânsa poate nu, dar la vreun consultant de al dumneiei, ținând cont că și Nicola, uitați-vă, Nicola Artur este care polițistul care eu sunt în procese de judecăți cu el. Ei se acoperă unul pe altul și nu poți să dovedești, Oleg, doar se vede că Dar poți sesiza și Consiliul pentru Nediscriminare, că violența de gen e o formă de discriminare, mai ales când organele de stat nu pedepsesc astfel de fapte. am să mă adresez, neapărat mă voi adresa, că deja nu mai este. Dar Artur ăsta, nu Artur Nicula, celălalt, Costandache, l-am Da, da. apelat acum pe Messenger să participe și el în discuții, dar văd că nu are chef. El a ieșit, anterior am vorbit cu dumnealui la telefon, a răspuns. Ah, ok, măcar comunică, da. A ieșit, adică a pretins să are undeva treburi, s-a urcat în mașina personală și a plecat. Nu, nimeni nu-i controlează, nimeni, practic, într-adevăr, este violența, este încurajată. Este încurajată, este promovată, este dezvoltată până la urmă, iată, de către angajații inspectoratului de poliție. Domnul Sergiu! Domnul Sergiu, da, veniți, domnul Sergiu, încoace! Iată, vedeți? Chiar el e comisarul? El a parcat în altă parte, mașina a parcat-o mai încolo și el a plecat, a intrat înăuntru. Că, când a ieșit, a vorbit cu mine, s-a apropiat de mine și a zis că liniștiți-vă. Dar acum băiatul a parcat în altă parte și a intrat.
poftim, iată, într-un fel, știți, mie este rușine că eu vin pedagog, vin pe la dumnealor și le vorbesc, le spun, le arăt, dar niște răspunsuri în care eu deja văd greșeli gramaticale sau repetare sau multe văd eu care... Dar asta e sistemul, asta e sistemul, necătând la faptul că ei încurajează violența, că ei promovează dezmânt. Dacă ar fi examinat o polițistă cazul ăsta, cred că n-ar fi fost la fel de solidară cu bărbatul agresor, cum în cazul ăsta sunt polițiștii anchetatori. Și polițiștii, dar toți au legea, au niște... Da, dar și contează cum o interpretezi. Iată, ei vedem că sunt relaxați la interpretare și nu au văzut faptul nici penală, nici contravențională în blânduire de câte ori, dar acolo în spatele centralei termice, când te-o dat pe jos, de câte ori se îndrăjește la matat și ei nu văd nici cu probe video chestia asta, înseamnă că au orbul găinii, înseamnă că sunt sexiști și ei, probabil și ei la fel își tratează femeile din preajmă, indiferent dacă sunt din familia lor sau doar colege. Îmi imaginez ce se întâmplă cu femeile care vin acolo la inspectoratul de poliție. Am mai auzit că ei vorbesc așa câteodată, i-am mai auzit, dar nu mă bag eu în căstrulea lor, în ceaunul lor, dar ideea e eu demonstrez prin probe, prin video, cum el, ce atitudine are de mic, ce face e primarul față de persoana mea. Și domnul Costandache îmi spune că el va veni luni în teritoriu. Ce folos, ce se face în teritoriu? Ce, poate să-l schimbi pe un funcționar public care el... Da, contează documentele pe care le produci. Că astea valorează. Dacă într-un document ce, tu... La ce să facă să vină el să iasă în teritoriu dacă asta o să dea efecte? De ce să consumi el benzină? Pentru ce? Numai că să facă nici favoare, dar nici nu trebuie să favoare. Trebuie să legea o ai în față, ai probele, ați examinat. Și atât. De acord. Eu vă mulțumesc mult. Nici nu m-am gândit într-adevăr încă o dată. Vă zic că o să merg chiar și la... Eu îl prezint aceste probe, indiferent, o să ajungă, dar oricum, cred că să mă stăru în perioada aceasta ca să ajungă aceste materiale ale mele la cât mai multă lume, ca să înțeleagă, să analizeze, să... Eu nu știu, dacă merită să fie promovată așa atitudine față de femei. Nu doar, chiar tocmai vedeți... Clar că nu merită, nu degeaba și Maia Sandu și organisme internaționale zic că trebuie persecutat dur și exemplar. Dar iată că n-avem cu cine, cu organele de drept, se pare că nu înțeleg gravitatea fenomenului. Eu vă mulțumesc mult. Eu precis că dumnealui a spus unde ca să intru, includ și eu camera. Intrați! Nu știu el acum dacă s-a dus în birou, evident nu o să intre în acest... El e în chat-ul de grup cu noi acum, dacă ar vrea, ar putea să intre, dar se pare că nu are chef. O să privească. Bine. Nu doresc să acționeze conform legii, atunci eu am să acționez live, să fac transparent aceste încălcări ale polițiștilor. Eu vă mulțumesc mult. Mă scuzați că am fost la lacrimi, la emoții, dar aceste emoții sunt în urma, aceste lacrimi sunt în urma ilegalităților comise de către angajații Inspectoratului de Poliție Cahul. Niciodată nu m-am gândit. Cinema ta spunea ei țuruiacul. Țuruiac trebuiești? Niciodată în viață n-am făcut. Da, desigur și protestele fac minuni. Dacă ai protestat sub geamurile lor, cred că ar fi mai atenți. Și mediatizare, și protest. Și acțiune în judecată. Cum am zis, noi, Consiliul noi pentru Egalitate, o contestație la Ministerul de Interne sau Inspectoratul General de Poliție, chiar o plângere penală se poate de făcut împotriva polițiștilor pentru că sunt incompetenți. Astea o să le facă în scris, dar nu-i frumos să vin eu cu țuruiacul, să șuier, să... Primul rând, asta chiar e și... Nu e atât de etic. Ei au legea în față, ei au materiale, ei au probele. Ce trebuie să șuier eu, să-i fluier pe cineva? Dar nu-i normal, nu-i frumos din partea mea, persoană în vârstă, numai cu fluierul sau ce trebuie nu, să protestul fluier. E și frumos și legal. Nu sunt de acord cu atitudinea asta. Protestul e formă de exprimare pașnică și legală.
Dar că nu aveți tradiție, poate acolo la Cahul sunteți mai speriați de tramvai. Nu sunt speriată eu de tramvai, sunt nemulțumită de felul de activitate a poliției care încurajează un răufăcător. Un răufăcător deja este în fapte în Cronic, regulă. deja de a câtea oară comite astfel de abuzuri și, bine, măcar o amendă acolo, înțeleg că i-o dat pentru injurie, o să-și țină limba după dinți, poate, sau o să știe cât costă o astfel de înjurătură și Chiar dacă amenințare, dar pentru chiar faptele lui fizice și presiunile psihice, trebuie neapărat pedepsit și trebuie neapărat instruiți polițiștii de la Cahul să înțeleagă și să identifice chestia asta.